Să vă prezint acum pe larg lanterna. Să terminăm cu prezentarea generală întâi. Deci avem cutiuța cu acumulator, foarte ușoară. Am inclus un acumulator de 2000 de miliamperi, litiu-ion, parcă. Mufă de reîncărcare USB, micro-USB, protejată de acest capac care intră foarte bine. Eu mor pe capacele alea care te chinui să le bagi. Ăsta se fixează foarte bine, deci îl apăsăm în jos și atenție să nu stea, vedeți, trebuie împins puțin ca să fie la fața aici și aici. Deci foarte simplu. Un simplu buton, butonul ăsta e doar de test, deci nu pornește, să spunem, sau oprește alimentarea cu energie. Deci apăs pe el pentru a verifica nivelul bateriei. 4 LED-uri aprinse înseamnă că este full, normal. Mai are încă o chestie foarte interesantă. În multitudinea astea de căști foarte multe frontale făcute de firme bune, să spunem, da? Primele 5 branduri de lanterne, toți fac frontale, multe. Da? E, Olight prin ce se diferențiază? 1. Avem aceste caracteristici. Una din ele este avertizarea sonoră la baterie terminată, pentru că dacă o am pe cap, e logică, e cam greu, dă-o jos, uite-te la ăsta. E, în momentul când mai am 10% din acumulator, da? Ea începe să bipăie, mă anunță, în momentul ăla eu pot să-mi gestionez energia așa cum trebuie, adică ori o bag la încărcat, ori o dau pe o treaptă inferioară pentru a mă ține mai mult, da? Nu mai merg cu ea pe maxim, o dau și eu mai pe minim puțin ca să dacă mai am mult de lucru. Deci e foarte utilă, extrem de utilă. Același buton și deci lanterna începe să bipăie, cutiuța asta face bip, bip. În fine, putem opri această avertizare prin simpla apăsarea butonului, că na, poate să nu vreau să-mi bipăie în cap jumătate de oră sau cât o mai folosesc. Deci ăsta este primul aspect care e foarte interesant. Al doilea, după cum am spus, mufa micro USB. De să vă arăt și de ce îmi place mie foarte, foarte tare. Imediat vă arăt. Am și arătat. Deci ea se poate încărca. Da? Băgăm un cablu micro USB, oricine are un cablu micro USB și lanterna vine în pachet cu un cablu. Eu îl folosesc pe ăsta de la Xtorm, brand pe care îl reprezentăm în România, niște baterii olandeze de foarte bună calitate. Powerbank-ul ăsta, fac o paranteză, este rezistent la apă, deci l-am băgat sub apă, deci foarte, foarte tare, 10.000 de miliamperi și foarte mic, după cum îl vedeți. Rezistă la șocuri, așa, în fine, xstorm.ro, o să las link-ul și în descriere. Da? E, pe lângă faptul că se poate încărca, așa, foarte simplu, ia uitați ce ușor. Ăsta îl putem conecta la orice sursă, că e încărcătorul de la telefon, că e la laptop, oriunde avem USB-uri acum. Așa, dar lanterna și funcționează cât timp este încărcată, adică practic eu pot folosi întreaga capacitate a bateriei sau dacă am în ghiozdan un fir mai lung, în fine, îl pot folosi în cort și va ține, dacă cu 2000 de miliamperi ține 9 ore, dă un exemplu pe mediu, cu 20, cu 10.000 de miliamperi cât are asta, deci vă dați seama, e de 5 ori mai mult, deci e o nebunie, multe zile, așa. Deci foarte, foarte simplu, foarte eficient, nimic deosebit, total, iarăși nu-mi plac chestiile care sunt proprietare, deci atât am nevoie de un cablu USB, deci nu mai vreau mufe, încărcătoare, separat, nebunii, nu mai vreau, gata, că totul se încarcă, deci vreau micro USB, vreau USB, totul. Că un powerbank mereu l-am cu mine sau o mufă USB am acces oricând la ea. Asta ar fi primul aspect. Al doilea, cu sonorul, avertizarea sonoră, foarte mișto. Nu mai am mufă, da? Este un fir continuu. Bineînțeles, clemele astea le puteți fixa. Mie nu-mi place așa, eu aș muta-o aici pe partea asta, adică să-mi țin ăsta așa și ăsta întins bine așa, în fine. Foarte ușor, nu este nevoie de a treia bandă, a doua bandă de cap, de fapt. Un alt aspect foarte interesant, ceea ce pune în față această lanternă, este optica dublă. Deci avem o optică tir, aici în stânga, iar în dreapta avem o optică tir cu difuzor, deci practic avem o lanternă HDR, fac
Nu, poate nu le știți. Deci avem asta din dreapta. Avem o arie imensă, deci vedem tot în jurul nostru, da? Iar cu asta din stânga avem un punct foarte mare, la fel cum e la seria S, EDC. Deci este exact pentru un uz atât casnic, adică putem face diverse lucruri la mașina acasă, așa, atât cât și în pădure, outdoor, camping, plimbări, hiking, așa, dar și un lucru semi-profesional, ca să spun așa, deci lucruri pe masă, deci se poate duce în foarte multe domenii pentru că aria este foarte mare, asta e foarte important. Sper, eu știu, hai că vă povestesc puțin mai târziu, vreau să termin cu lanterna, vă povestesc și despre acest tip de lumină, că asta e cel mai important aspect la o lanternă. Cu o lanternă ce facem? Luminăm. Mulți se uită doar la lumeni, se uită la prostii, asta induși, nu oamenii îți dă vină, ci comercianții, da? Induc prost aceste caracteristici, le duc la extrem, numai pentru a-i păcăli și de fapt nu arată ceea ce ne interesează, băi, cum se vede lumina, deci nu cât emite LED-ul ăsta în interior, da? Pentru că el poate să emită 2000 de lumeni. Dacă optica e proastă, înseamnă 0, sau o lanternă fără optică, înseamnă total 0, 0, da? Deci contează tot ansamblul ăsta, bineînțeles și autonomia, da? Ca să trebuie să avem o balanță, da? Deci contează normal ceea ce văd eu pe perete. Forma luminii, calitatea luminii, cât de mare este suprafața luminată, că e logic, n-am nevoie de o suprafață mică, nu? Vreau să luminez, adică consider că e negru în jurul meu, întuneric. Normal, am nevoie, că de asta avem nevoie de lanterne, să luminăm cât mai mult. Deci mie mi se pare o aberație și un truc ieftin, lanternele alea cu cercurile alea perfect delimitate, mici, dar bate mult. Păi, nasol, pentru că dacă luminezi ceva mic în interiorul la ceva negru, da, ochiul nostru nu poate să se adapteze. Da? Îmi trebuie o zonă foarte mare ca să pot să mă adaptez la centrul ăla luminat. Da? Deci este un truc ieftin. Asta am văzut-o și din vânzările. Am cerut vânzările la Olight pe mai multe țări extrem, cu un nivel unde piața de lanterne este cu 10-20 de ani înaintea României. Și absolut toate o să vi le și arăt, dar vreau să pregătesc un material mai amplu. O să vedeți că producătorii ce sunt taxați pe astfel de lanterne, cu ghilimele, bat cu bătaie mare pentru domeniul ăsta, nu pentru vânătoare. Vânătoare cu totul sau operațiuni speciale sunt domenii cu totul. Vorbesc de, le lăsăm deoparte, eu vorbesc de EDC, vorbesc de oameni obișnuiți, vorbesc de lanterne obișnuite, lanterne ce le folosim de zi cu zi, lanterne frontale, da? Despre asta discut ca să ne fie foarte clar, da? Nu folosim frontal asta la vânătoare, că e un nonsens, acolo am nevoie de distanțe mari, e cu totul altceva. Vorbesc de domeniile astea, da? Să revin, nu există producătoria pe piețele alea. Deci credeți-mă pe cuvânt, deci nici nu există, nu a auzit nimeni, nu vreau să dau nume acum, în țări ca America, care, na, e America totuși, totul vine de acolo, deci nu sunt producători care nu sunt, pur și simplu nu sunt prezenți. Uitați-vă pe forumuri, vă veți da seama singuri, da? Care pe la noi pe aici, pe România, sunt la mare căutare și lumea le consideră cele mai bune. Nu zic, da? Nu sunteți, deci e total opusul. Deci vă luați o lanternă și obțineți fix pe invers. Deci o să vorbească, nu o să vedeți nimic, mai bine folosiți lanternele alea de la telefon. Da? Faceți comparație cu o lanternă normală, da? Lanternele astea cu arie mare sunt cele mai vândute în absolut toate țările, fără în țări ca am uitat la Finlanda, Norvegia, Germania, Austria, America, bineînțeles, Canada. Deci oricum o dai, nu are nicio, deci oameni care au foarte mulți bani își cumpără practic o lanternă care să facă cât mai multe. Deci nu are nicio legătură cu banii, deci nu, e vorba de educarea pieței. Deci clienții din România încă nu sunt educați și sunt păcăliți de foarte mulți comercianți care nu vor decât bani.
bani, 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 să vândă cei mai scump, cât mai mari profit. Nu, eu vreau să vând de multe ori, de cele mai multe ori, că asta e tendința, să iei mai mult. Eu vreau să vând mai, vreau să-i ofer omului o lanternă de care e foarte, foarte mulțumit. Ca omul ăla să se întoarcă, da? Să aprecieze și să mă recomande, asta este strategia mea. O să vedeți, sunați-mă și o să vedeți că asta scoateți de la mine când o să-mi spuneți că vreau un X7R, o să fie prima întrebare pe care o să vă pune: domnule, dar ce faceți cu ea? Dacă e un monstru, are, e o nebunie, da? E o lanternă de... Da? Sunteți... În fine. De ce nu vă luați una mai mică? De ce nu vă luați un R50? De ce nu vă luați una de două ori mai ieftină, de trei ori mai ieftină? Așa, mă, deci au sunat oameni și i-am convins, dacă ascultați, uitați, puteți să lăsați mesaje, da? Au cerut, au sunat și vreau ceva să bată, nu știu cât, foarte lanterne scumpe, în fine, da, și au plecat cu lanterne EDC frumos, pentru că de alea aveau nevoie, de 2 milioane, de 3 milioane, da, și inițial vreau lanterne de 7, 8, 9 milioane. Să vă arăt iarăși de ce lanterna asta este foarte bună, pentru că o light imediat, că nu știu ce am făcut cu ea. Mama, măsi. Da, am găsit-o. Am scos-o mai devreme. Olight are experiență, da? Olight produce lanterne de vreo 10 ani. Uitați, lanterna asta e de vreo, sper să nu greșesc, de vreo 5 ani. O lanternă folosită. Deci, tehnologic, gândiți-vă, Olight, când făcea lanternele astea frontală, da? Foarte mult nici nu visau, nici nu existau ca... Hai că să zicem că existau toți, da? Ăștia care sunt acum pe val, da? În fine, ăia nici nu visau, nici nu știau conceptul de lanternă frontală, da? Deci uitați, lanternă făcută de Olight acum 4-5 ani, nu mai țin minte exact, dar puteți să verificați, cu senzorii R, cred că a fost printre primii producători care au introdus chestia asta, la extrem de utilă. Gândiți-vă, sunteți murdar pe mâini, service auto, ești murdar, ai mănuși, nu găsești butoanele. Deci e ceva fantastic, am ceva în mână, imediat, uitați, hai să vă arăt, da? Gândiți-vă, am un ciocan în mână, păi ce fac, las ciocanul jos? Nu, eu, uitați, dau cu palma așa frumos și, sau cu antebrațul, sau, da? Deci e ceva, deci 5 ani, gândiți-vă, da? Deci tehnologia exista și a fost îmbunătățită, este îmbunătățită pe an, în fiecare an. Deci asta este lanterna mea, am folosit-o, deci... Uitați-vă în ce hal arată, numai ea știe, săraca, am pus gresie, numai noaptea am lucrat, că vin noaptea de la servici. Deci gândiți-vă, tăiat cu flexul, făcut, nebunie, și nu e profesia mea, adică mi-a fost foarte greu, dar numai cu asta am făcut, da? Și mă ținea fără probleme câteva ore. Da, uitați cum arată, uitați, tot e. Și este primul model, nici n-are butonul ăla aici, în fine. Da? Și mi-a fost de ajuns 250 de lumeni și gândiți-vă că am, credeți-mă, am multe frontale și de-alea puternice, că la început ăsta e, mamă, să-mi iau una mare, băi, dar nu poți să lucrezi. Când lucrezi și faci ceva sau faci o pană, schimbi o roată, nu poți, că te încurcă, greutate mare, ia țineți, asta are cât are, are 120 de grame, așa cu totul, da? Deci uitați, asta toată, care o țin în mână, cu tot cu chingile astea, are 120 de grame. Un acumulator, un 8650. Da, că văd, e o euforie mare, mamă, cu pachete mari de acumulatori, are cam 50-60 de grame în funcție de model. Păi, doi acumulatori au categoric 100 de grame. Deci cât asta, toate numai acumulatorii. Puneți carcasă, puneți chinci, puneți lanternă, că și dacă ai mulți lumeni îți trebuie, tată, aici, ca lumea. Da? Păi ia țineți dumneavoastră pe ca vreo 300 de grame, 400, 500 de grame o lanternă, să vedeți ce se întâmplă, mai mult de 10 minute. Deci e o nebunie, e o nebunie cruntă. Da, vrei un thrower? Păi nu trebuie să-l ai pe cap, hai să fim serioși, ia-ți una de aia mică, de bate 300-400 de metri și e suficient. Și ia-ți o lanternă ieftină care îți folosește. E ușoară, e reîncărcabilă, am funcție, stai că nu-i pornit, da? Am funcția de, sau nu, era pornit. Da? Am funcția asta de wave, denumită de ei, control fără mâini, deci ai tot ce trebuie.
Ai două, optica este extraordinară, este senzațional, o să vă arăt afară ce înseamnă o optică de bună calitate, cât de multă lumină este proiectată. Dacă de fapt pe aia ne interesează, nu numărul de lumeni. Da? Am o arie imensă, formată din două, deci practic am o optică tir, care e mare de tot, da? Și în jurul ei peste tot este lumină. Deci exact ce am nevoie, de un ansamblu, vreau să caut ceva, să-mi caut câinele. Păi nu pot să-l văd, că nu știu unde e, trebuie să văd tot în jurul meu. Deci practic asta luminează cam cât vedem noi, așa, am aproximat. O să ies și o să vedeți în filmarea de noapte. Da? Iarăși, baterii, toată lumea, nu mai e. Acum să fim serioși, știu că încă mulți sunt conservatori, domne, că în vârf de munte, că... Domne, dar litiu ăsta nu-l folosești, de ce n-au băgat ăștia bateria în smartphone-uri? La alea nu vă mai e frică? Deci cum să folosesc niște baterii învechite tehnologic, nu au putere, nu au randament, curg? O nebunie, păi am un powerbank tot tipul la mine și îl încarc. Nu? Telefonul ce facem cu el? Nu-l încărcăm? Nu e o baterie litiu în interior? Da, deci numai, eu, deci producătorii care în 2000, deci nu zic 2018, 2017, 16, folosesc baterii de-astea AA, adică ei, încă o dată, nu producători de top, care fac lanterne bune, adică Olight se bate pe un segment de top, adică vrea să devină numărul 1 pe cele mai bune lanterne din lume. Da? Eu vorbesc aici pe categoria asta, nu pe astea de consum de 10 lei, astea n-ai, normal. Deci unde vorbim de lanternă performantă de mulți bani, 2, 3, 4 milioane, să le alimentez cu dublu A, no, deci nu știu, e un nonsens total pentru mine. Păi de ce n-am băgat dublu A la laptopuri, la... Deci sunt niște întrebări pe care, nu știu, eu nu le găsesc răspunsul. Asta cu vârf de munte, că nu găsesc baterii, ai, las-o, că nu mai e. Luați-vă un powerbank, că oricum telefonul nu vă țin o zi. Da? E clară treaba. Da, asta, o mufă, USB, o găsești oriunde, hai să fim serioși, există electricitate. Normal, dacă te duci acum și stai în vârf de munte, se schimbă. Da? Iei mai mulți acumulatori sau nu iei pe asta, o iei pe cealaltă, unde iei H5PS, unde poți să-i bagi și baterii și acumulator, să spunem, da? În fine, situații atipice. Eu vorbesc de marea majoritate a oamenilor. Da, mai încurc și bateriile alea și o fac praf. Da? Ok. Deci vorbesc încă o dată. Putere mare? Nu. E nonsens pentru mine. La fel cu chestiile alea din aluminiu. Foarte grea. Am văzut niște chestii. Mamă, și cu un punct de la mic, așa, concentrat, m-am uitat. Mai citesc și eu. Nu dau nume de branduri. Da? Și... fier mult, că nu poți să ții 1000 de lumeni, îți trebuie răcire. Da? Deci aia cred că are numai aia 300 de grame, 400 de grame, cred. Așa zic eu, nu m-am uitat. Aia care stă în fața aici. Păi eu aș ruga vânzătorii aia să-și pună o lanternă de aia pe cap și să stea 3 ore cu ea, să vedem ce se întâmplă. Da, și să lucrezi cu punctul ăla mic, așa, foarte concentrat, să tai o bucată de gresie sau să schimbi o roată, să-ți bate lumina înapoi din discul ăla de frână. Deci e o nebunie. Deci asta nu pot să schimb, de exemplu roata vă dau, deci așa pe maxim nu pot să o schimb pentru că te orbește, trebuie să o dai mai mică, așa, din experiență proprie, de exemplu, da? Sau... normal, sunt situații, eu când tăiam, de exemplu, tăiam gresia aia acolo, da, ce făceam eu când trec cu creionul pe placă, deci lanterna aia pe 250 de lumeni, asta cu care v-am arătat-o, dar am lucrat, dar nu știu ce am făcut cu ea iarăși. Așa, în fine, nu vă mai arăt. Nu puteam să merg cu ea pe maxim, pentru că lumina atât de mare, mult, mi se întorcea lumina, nu mai vedeam aia, deci era prea multă lumină. De asta, dacă cauți ceva în mașină, s-au stricat siguranțele, n-ai nevoie de 250 de lumeni, hai să fim serioși. Chestii mici. În fine. Deci prețul nu este unul mic, dar pentru toate aceste... avertizarea sonoră, reîncărcarea acumulator de 2000 de miliamperi, funcție wave, cele două optici, două LED-uri, atenție, deci noi avem două lanterne aici, practic, da? Frumos, deci toate astea așa combinate, da, și normal, costă mult, dar Olight face lanterne, punct. Dacă vreți o lanternă bună, de calitate, acum că dați, nu știu, luați-vă măcar una bună, da? Una care să vă fie de folos, să vă fie bună, nu e un preț, dar e mare, na, e în jur de, nu știu, 200 și ceva. În fine.
nu știu, 89, parcă o chestie de genul ăsta, 250, pe aici se învârte, da? Părerea mea că e un preț corect pentru calitate de top, pentru un produs de top, un produs ce-l veți folosi și o să mă pomeniți, credeți-mă, nu mi-e frică să spun asta, da? Pentru că noi aici suntem, da? Nu suntem nici Olight și nici noi nu suntem apăruți peste noapte, da? Noi aici vom rămâne, noi aici suntem, mie nu mi-e frică să spun cuvintele astea într-un film, da? Nu mi-e frică că cineva m-a va suna, bă, ce ai făcut, m-ai făcut mișto de mine. Nu. Numai toți m-au sunat, toți mă felicită, toți se bucură pentru că nu îi lasă și cumpere lanterne scumpe sau îi îndrum către ceea ce au nevoie. Deci lanterna asta 100% merită. Din punctul meu de vedere, mergeți pe mâna mea, deci eu o să îmi iau, o să mi-o schimb. Da? Deci o să renunț, vorba bine, la vechiul H15. Uite-l aici. Matusalemicul ăsta. Da? Probabil că o să-l las pe undeva, pe în garaj, că n-aia chiar funcționează, e super mișto, sau o să-l pun, nu, o să-l pun într-o vitrină aici la firmă ca să vedeți că asta înseamnă, da? Uitați, lanternă care a mers 5 ani folosită. Și mai am astfel de lanterne, da? Nu review-uri făcute pe masă și, da? Uite, o light ce făcea acum 5 ani, uite, a mers, a fost folosită, cum arată, asta este dovada calității, da? Cam asta este review. Foarte interesant o să fie, urmăriți-l, că aia e, ăsta e primul, părerea mea, prima caracteristică. Lumina este senzațională, eu n-am mai văzut, nu cred că mai face nimeni așa, adică tir cu dăsta, că știți prea bine, ES-ul e foarte vândut, H2R-ul nu mai vorbim, da? Lumina aia dispersată e senzațională, e incredibilă. Da? Dar și amândouă, deci puneți una peste alta, cei care mai au lanterne, deci puneți un, gândiți-vă la un S1 sau la S1R, în fine, una cu S, da? Cu o optică tir normală și puneți lângă un H2R. Adică vă gândiți cât ce avantaj e, adică am o arie de aia imensă, dar am totuși și o oarece distanță, pentru că bate lanterna asta vreo 100 de metri. În fine, util 100 de metri avem un lumen. Util e undeva la, nu știu, nu m-am jucat, ningea foarte tare când m-am jucat cu ea, dar mie mi se pare că pot să o folosesc la un 50 de metri, bate așa, să zic că luminează un 80, dar nu, dar în fine, deja 80 de metri pentru frontală e nebunie, că nu, vă dați seama, să vă luminează foarte bine la 50 de metri, că am un bloc aici, o să vi-l arăt. Deci, eu, după părerea mea, că fac și eu multe, eu zic că o distanță așa utilă ar fi de 30, 20, 30 de metri. Am nevoie de lumină la 20, 30 de metri maxim, în mai mult de 85, 90% din situațiile întâlnite în 5 ani, să zic, de când m-am frontat la aia, așa, să faceți o idee. Cam asta e, urmăriți review de noapte, intrați pe site-ul olightstore.ro, folosiți, vă rog, toate, că toate alea funcționează pe acolo, e între singurele site-uri, nu zic singurul, că poate o mai fi vreunul, dar cel puțin de lanterne din România care îi funcționează corect modulul de comparare produse, da? Cu frumos, cu toate, nu doar 3-4 specificații puse la mișto așa în grabă, da? Deci ne-am chinuit foarte tare să-l facem util pentru dumneavoastră ca să vă puteți alege un produs bun, da? Folosiți modulul de comparare, am spus, folosiți filtrele, la fel ne-am chinuit foarte tare să încercăm să vă îndrumăm cumva, că sunt multe lanterne pe piață, da? Sunați-ne, aveți numerele de telefon, vă ajutăm cu mare drag, e cea mai mare plăcere, nu trebuie să cumpărați, noi doar vrem să vă ajutăm. Dacă vreți să cumpărați de în altă parte, faceți-o cu mare drag, că na, asta e o piață liberă. Dar sunați-ne, chiar ne face plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Urmăriți canalul de YouTube, urmăriți paginile de Facebook, Olight România, Olight Store, urmăriți pagina de Instagram, veți găsi poze din real life acolo, că nu postăm doar așa reclame să.
Un nou produs a fost, nu, mie îmi place să le pozez în mișcare, în natură, acolo unde le folosim, primesc poze de la alți utilizatori, le postez acolo. Dar aia e interesant, ăsta e stilul nostru, nu vrem să facem foarte mulți bani, că știu că asta nu duce către mulți bani, dar asta e. Asta e calea pe care am ales-o și vă mulțumesc. Olightstore.ro. Intrați, vă rog frumos, pe el și uitați-vă puțin pe acolo.